Cine-i trimite? Alo, bună seara. Puteți să-mi trimiteți mie, să-i dau eu telefonul. E trecut de Aoleu, ora ce... 7, e ora la care începe de obicei luni, miercuri și vineri, emisiunea Verde în Față, organizată de membrii și simpatizanții ai Partidului Verde. Vrem să creăm o undă verde, ecologistă, de drepturi ale omului, de diversitate, de grijă pentru mediu, pentru animale, pentru oameni. Azi anunțasem că vom vorbi cu domnul Nicolae Matei, activist verde de la Sebeș, care se luptă cu mafia, cu Oleg, administrația locală. completez că nu mai activist verde, e consilierul Partidului Verde la municipiul Sebeș. Ok, dar între timp au apărut atât de mulți oaspeți și participanți în emisiunea asta, încât nici n-am reușit să-i cunosc pe toți, de aceea îl rog pe Silviu, care e secretar general al partidului și știe pe toți, și Gabriel Ursescu, care e colegul nostru din Scandinavia și care a inițiat această discuție, să ne-i prezinte și pe domnul Runce, și pe domnul Matei, și pe domnul avocat, care înțeleg că e în Occident, dar între timp a plecat. Dar nu știu ce s-a întâmplat. Dar sperăm să apară. Până se rezolvă problema de conexiune, haideți să trecem în revistă un pic acest caz, fiindcă este foarte important să știm și istoricul cazului de la Sebeș și a problemelor de mediu de acolo, unde domnul Matei cunoaște foarte bine și domnul Roncea. Și am să le punem câteva întrebări, astfel încât să vă dați seama de ce este important Sebeșul, de ce este atât de mult mediatizat cazul de acolo sau cazurile de acolo, și haideți să vedem care sunt încrengăturile din spatele poluării, cazului de acolo, pădurilor, etc., Dar, etc. Gabriel, înainte de asta, trebuia să vedem aspectul juridic, să ne lămurim asupra aspectului juridic al problemei Exact. și după aia vorbim și de încrengături, pentru că de acolo, din aspectul juridic, ne dăm seama și unde pleacă încrengăturile și corupția. Dar, din păcate, Da. domnul Deci că avocat. este atât de mult Da, mediat. Vă aud. Nu Domnul știu avocat dacă a avea intrat legătura domnul Ronca. foarte bună, dar nu știu de ce ne-a abandonat-o, fi având alte priorități. Da, posibil să intre mai târziu. Rog cei care ne ascultă să distribuie pe grupuri, în special pe grupurile care sunt interesate de mediu, care urmăresc cazul tăierilor de păduri și cazurile de poluare, fiindcă poluarea nu este doar la Sebeș, poluarea este în fiecare oraș din țară și veți vedea ce înseamnă ca autoritățile publice locale să nu urmeze niște reguli și să țină cont de ceea ce își dorește real cetățenii. Și domnul Roncea și domnul Matei o să poată să ne explice mult mai bine, deci de la locul faptei, cu ce s-au confruntat ei de acolo și vom vedea ce se poate face. Și sperăm să intre și domnul avocat să vină cu niște completări pe parte avocățească, să vedem cum ne putem implica astfel încât cetățenii din Sebeș și Alba să aibă o sănătate mai bună, iar exploatarea de acolo de păduri, să zic așa, să mă rog, rezultatul exploatării de păduri să fie unul în limite normale. Partidul Verde este pentru economie, dar pentru o economie sustenabilă. Domnul avocat, acum nu știu ce s-a întâmplat, că nu am reușit să iau legătura, dacă îmi va mai putea intra iarăși, vedem până la sfârșitul emisiunii. Update-ul pe care vreau să-l dau referitor la situația cu Cronochem, nu Cronoșpan, Cronochem, care face parte din grupul Cronoșpan, ei trebuia să-și obțină avizul de mediu, da, ca să poată să funcționeze. Și se pare că a fost cumva o șmecherie folosită. În martie anul ăsta, APMU trebuia să facă o dezbatere publică, conform legii, în vederea obținerii avizului de
de integrare, nu știu, avizului, cum se cheamă, avizul de mediu. De mediu. Da. Iar în această poveste a intrat primăria. În sensul că se pare că a organizat aici, domnul Matei ne poate lămuri ce s-a întâmplat la primărie, pentru că în ziua care nu știm adresa încă, urmează să facem o adresă către APM Alba să ne comunice data la care a fost făcută adresa către primărie prin care s-a cerut dezbatere publică. Primăria se pare că a făcut în paralel un așa zis referendum de calitatea aerului, care n-avea, deci referendumul de calitate a aerului și rezultatul lui care a fost favorabil, dar la limită, pentru, adică în sensul că oamenii a zis că au fost de acord, întrebările au fost puse cum au fost puse, aceea ne va lămuri domnul Matei referitor la întrebările din acel așa zis referendum, dar rezultatele lui au fost folosite pentru a se spune că a fost făcută de dezbatere publică pentru avizarea Cronochem. Deci acea dezbatere trebuia făcută clar cu referire la Cronochem în întrebările care trebuiau adresate celor care votau, nu întrebării de calitatea aerului. Deci clar a fost o șmecherie folosită de către primărie pentru a favoriza Cronochemul să obțină un aviz de mediu. Aici e o treabă foarte gravă, dacă e adevărat, asta acum la asta lucrăm să identificăm dacă acel referendum de fapt a fost acoperire a dezbaterii publice care trebuia să fie făcută de ANM pentru Cronochem. Și asta se va desfășura. Avem în vedere și o notificare, după aceea un proces pe care să-l intentăm ANM-ului și să chemăm și primăria în subsidiar după aceea pentru a lămuri, pentru că avem 6 luni de zile în care noi putem sau oricine poate intenta proces față de ANM și față de o dezbatere publică care e considerată a nu fi făcută sau a fost făcută ilegal, deci poate fi contestată 6 luni de zile. Trebuie să ne mișcăm repede în acest sens și cam asta ar fi în mare. Ce se întâmplă acum la procesul acesta? Ultima, o să spun eventual domnul Matei, dar pot să vă spun ce vine cu detalii. Cronochemul s-a retras din proces pentru că probabil n-a vrut să mediatizeze, vrea să se termine la un stadiu incipient cum este acum, pentru că oricum nu e de interes pentru ei. Acest referendum al primăriei de fapt nu are legătură cu autorizația integrată de mediu de care ei au avut nevoie. Și a fost folosit doar pentru a acoperi acest lucru și atunci au zis probabil n-are rost să intrăm să agităm apele, ne retragem că se stinge de la sine această problemă și nu se mai știe și noi putem să rămânem în continuare nederanjați. Numai că se pare că, adică noi ne-am prins de lucrul ăsta, ne-am dat seama că e o șmecherie făcută cu primăria, cu ANM-ul și cu Cronochemul și vom încerca să zilele următoare să urnim acțiunile necesare în instanță și în media. Da, este bine de știut că sunt acolo câțiva cetățeni vigilenți la Sebeș, între care este și domnul Matei, întrebare face ca să fie consilier și cunoaște problema respectivă. Mai este de menționat faptul că domnul Matei a fost direct implicat în referendumul de acum câțiva ani de zile în ceea ce privește acea substanță nocivă în zonă și tot el cunoaște cum acel referendum s-a sabotat, iar rezultatul acestui referendum de fapt a fost de partea decidenților politici care lucrează, se pare, mână în mână cu firmele poluatoare de acolo. Deci această poveste este fără sfârșit, se pare, și autoritățile locale sunt, deși ar trebui să fie de partea cetățenilor, se pare că sunt de partea cealaltă și cumva trebuie să scoatem adevărul la suprafață, iar intervenția grupurilor civice, a verzilor din România, poate duce la rezolvarea acestei nebuloase. Fiindcă dacă nu ne implicăm, nu reușim să facem nimic și încă o dată rețineți. Poate unii vor spune, domnule, este vorba de locuri de muncă și așa mai departe. Da, într-adevăr, așa este și noi ne gândim la locuri de muncă, dar noi trebuie să lucrăm și în mod sănătos, trebuie să avem o economie sustenabilă și asta este prioritar.
sănătatea și, și, să zic așa, pâinea pe masă. Deci depinde cum, cum abordăm situația și haideți să ascultăm părerea celor implicați acolo și ce urmează să facem, că până la urmă este un caz concret și trebuie să ne luptăm pentru drepturile cetățenilor din oricare localitate din România ar fi aceasta. Domnule Roncea, sunteți pe fir, pregătiți, da, și domnul Matei acolo. Explicați, vă rog, ce se întâmplă, ce fel de business vor ei, că e atât de poluant și era necesar aviz de mediu și consultarea populară. Bine, într-un articol datat, vă pot spune exact, nu deci cred ei au că făcut-o pe, pe semifață, ca să zic, ca să nu zic pe față, în 9 martie a apărut în presa județeană, înaintea întâlnirii, un anunț public făcut de către primărie pe bani la diverse ziare online și scrise, în care spune întâlnire consultativă a primarului Dorin Izdor cu cetățenii pe tema calității aerului în municipiul Sebeș și spune în felul următor: invită toți cetățenii interesați la o întâlnire consultativă având ca temă calitatea aerului, virgulă, și aici ai chichița, parte integrantă a strategiei de mediu a municipiului Sebeș. Adică ei din start au recunoscut că această întâlnire consultativă era o parte integrantă a unei strategii de mediu. Mai mult decât atât, eu și domnul Matei am intenționat să mergem la această întâlnire, numai că în acea zi DSP-ul a anunțat că sunt riscuri cu privire la infectarea cu COVID. Chiar dacă dânșile au numit riscuri minore, foarte mulți cetățeni au ales să-și protejeze sănătatea cu privire la această pandemie. Isteria era suficient de mare atunci, așa că în loc să participe 5-600 de persoane, au participat cei din aparatul administrativ, cei de la reprezentanța poluatorilor, cei de la Garda de Mediu, de la DSP. Deci, practic, au fost angajații instituțiilor, cetățenii fiind într-un număr nesemnificativ, de ordinul câtorva persoane care au fost mai curajoase. Da, formal, consultarea a avut loc. Nu neapărat curajoase, ci, cred eu, inconștiente. Noi, cu polițiștii, am stat în față, inclusiv cu televiziunea Alba Carolina, și îmi puneam problema să intru, că acel risc minor sau risc căzut care l-a spus DSP-ul putea să fie o singură persoană, 0,1%. Nu mi-asum riscul să mă îmbolnăvesc. Și întrebarea și chichița și șmecheria de ce s-a făcut, dacă totuși s-a făcut consultarea, dacă totuși DSP-ul a dat risc, care a fost șmecheria? Șmecheria exact. S-a dovedit a fi, se pare că este, acum să dovedim sau să găsim soluția cum de Cronochemul au autorizație de la APM. Pe ce bază? Pe ce bază? Pe ce bază? Fiindcă... Cum s-a obținut? Exact. Pentru că la noi nu s-a anunțat Agenția de Mediu, nu a anunțat că face. Singura care cred eu că este, că în aceeași sală, în același moment, în aceeași consultare, cred că s-au făcut două sau mai multe procese verbale, spre exemplu, dau un exemplu, este o supoziție. Primăria a făcut că și-a făcut strategia de mediu și APM-ul că și-a făcut și ei, în aceeași. Pe noi, cred, anunțându-ne numai de consultarea făcută de primărie, nu de APM. Nu s-a pomenit niciodată. Mai mult de atât, sunt înregistrările de la consultarea publică, care, repet, a încălcat Constituția, a încălcat dreptul oricărui cetățean, că acolo de asta se numește consultare. Să mă duc să spun, din moment ce îmi îngrătești dreptul, au lăsat să intre 100. Dacă eu al 100-lea 1 sau al 100-lea 2 aveam ceva de spus, pe ce bază s-a făcut această selecție? Care nu scrie nicăieri în Constituție că să selectezi oamenii ca să-și pună opinia, să fie informați. Păi s-a făcut selecție sau ați refuzat să intrați din cauza riscului?
Exact, trebuie de menționat. Deci, în momentul când citești de la Direcția de Sănătate Publică că este risc, că e scăzut, că e mare, că ne spun 10%, 1%, 20%, ce înțeleg ei prin risc scăzut de infecție? Păi dacă tu spui mie că este risc de infecție, eu trebuie să fiu inconștient ca să intru acolo. Da, exact. Mai trebuie să spunem că domnul primar tocmai venise cu ceva zile în urmă din Italia, iar acel aviz de la Direcția Sanitară Publică, de la DSP, a venit pe ultima 100 de metri. Ori lumea deci nu avea venit, domn... Da, dumneavoastră, mă scuzați că vă întrebați, domnule Gabi, sunteți informat că ați fost implicat. Chiar ați făcut o adresă și dumneavoastră ați cerut, care poate ține loc de prealabilă, a cerut amânarea datorită faptului, consultării, datorită faptului că până la ora 11-12 DSP-ul nu dăduse avizul. Avizul a venit la ora 16 și 30-40 de minute și dezbaterea a început peste 20 de minute. Este inadmisibil. Exact. Mai mult de atâta, ea a fost programată vinerea, a fost amânată de vinerea ca lumea să... care voiam să mergem, veneau din Sibiu, veneau din altă parte, din Bucovina, nu știu, de, așa, veneau mai mulți. S-au oprit oamenii și au anunțat de vinerea, au anunțat că s-a transferat lunea. În ce bază? Deci toate acestea au fost făcute, din punctul meu de vedere și nu numai al meu, ca să fie cât mai puțină lume, să creeze confuzie, să nu vină lumea la dezbatere. Este inadmisibil să tu s-o amâni de, că trebuia, iară să pleacă, dacă tu ai amânat-o, trebuia să treacă termenul legal de anunț. Exact. Mai este un detaliu. Radu, care este și vicepreședinte al partidului, este foarte informat, mai ales că lucrează și mass media, are conexiuni de aia și am vrut să fim amândoi aici. Exact. Mai este încă o chestie, domnul Cristi Hirsch de la Sibiu. A vrut să vină, s-a pus pe drum către Alba Iulia și pentru faptul că primăria a făcut acel simulacru de dezbatere și din cauza problemei cu COVID, am decis să dăm telefon și să-l întoarcem din drum efectiv. Deci, din punctul meu de vedere, a fost un simulacru de dezbatere publică, tocmai ca să mascheze niște intenții nu tocmai corecte. Da, e adevărat, și pe mine m-a sunat, a vrut să vină chiar în ziua, chiar lunea, n-a putut veni vinerea, venea lunea. Nu știa nici de ce să facă, poate puteți să-l sunați. Zice, domnule, eu nu-mi risc familia pentru... Exact. Nu este certificatul, cum să zic, cer și cuantificatul, că nu este risc. Păi tu, din moment ce DSP-ul, și DSP-ul a jucat murdar. Ori dai aviz că se poate face și nu este risc, ori nu dai aviz. Ei a dat aviz în Alba Neagră. Și până la urmă, care e afacerea? Aviz pentru ce? Tăiat păduri sau activități economice cu poluare? Da, problema e, acolo mai este o problemă legată de poluare. Nici acum nu avem niște date certe cu privire la tot felul de măsurători, deși Agenția de Mediu face aceste măsurători cu un laborator mobil, acestea nu se fac decât după niște criterii care, ok, sunt ele legale, dar nu se ține cont de alte aspecte, de situația meteo, de eu știu, de anumite chestii care țin de zonă, de zonă geografică. Deci, și din cauza asta, toate măsurătoarele pe parte de poluare sunt susceptibile de a nu fi tocmai corecte. Și domnul Matei, dumneavoastră mi-a spus, mi se pare odată, că ați cumpărat din banii dumneavoastră un senzor de aer, dacă nu mă înșel. Este adevărat? Mai spuneți odată, că n-am înțeles. Mi se pare că ați cumpărat din banii dumneavoastră un senzor de aer sau independent, deci un senzor de măsurare a poluării. Da, de calitatea aerului. Exact, nu, de calitate. Nu. Eu am investit atunci în campania de aducându-l pe domnul Thomas.
Thomas Weitz de la AD. Exact. Thomas Weitz, care le-a spus și am spus-o și i-am enervat la maxim. Chiar așa am scris și putem să dăm. Votați cum vă dictează conștiința, nu vă luați după structuri de tip mafion, la care exact s-au luat toți de mine. Păi eu nu v-am spus numele, mă. Pentru că paradoxul, sebeșenii erau direct afectați și nu s-a făcut pragul de 30% participare la vot. De ce? Pentru că ăștia au fost înțeles structurile, membrilor nucleurilor nu s-au dus la vot. Dumneavoastră vorbiți acum de referendum. Spuneți-ne, da, domnul Matei, aspecte din... Să iau un încărcător. Da. Da. Rămân pe fază. Totuși, domnule Runci, am la dumneavoastră două rugăminți. În primul rând, să întoarceți telefonul pe orizontală, pentru că aici jos aveți și microfonul și difuzorul și de asta vă auziți slab și de asta sunteți pe verticală. Și după aceea să ne explicați totuși ce business fac ăștia pentru care au avut nevoie și de referendum și de aviz de mediu și atâta tevatură. Bun, ce business bine vor? Taie pădure sau ce fac acolo? Exploatare de... Mă aud acum bine? Da, da, da. Nu se aude mai bine, dar măcar ați împlut ecranul. Ok, bun. Deci, referendumul nu are legătură directă cu această dezbatere. Deci sunt lucruri diferite. Referendumul a fost făcut pentru achiziționarea unui aparat de monitorizare a calității aerului. De către primărie. Cine trebuia să-l cumpere? De către primărie, da. Așa. De ce? E o cheltuială atât de mare că era necesar referendum? Da, era o sumă de câteva sute de mii de euro. Ok. 24.000 populația Sebeșului, nu cred că e un sat, o comună, e municipiu. Nu cred că n-are atâția bani. Bun, acum ar fi o întreagă discuție. Da, dacă e prevăzut de lege? Referendumul a fost făcut pentru a împuternici autoritatea publică locală să achiziționeze și degeaba achiziționeze în demersul de autorizare a acestui aparatură. Acolo a fost. Dar sunt lucruri, repet, diferite față de dezbatere. Dezbaterea publică era necesară pentru strategia integrată de mediu a municipiului. Deci, când faci o strategie de mediu, tu ai nevoie de astfel de consultări publice pe care să-ți fundamentezi decizii și tu ca autoritate publică locală și tu ca APM, adică ca autoritate responsabilă de protecția mediului și tu ca DSP. Ori la această dezbatere publică au participat toate instituțiile care aveau acest interes, mai puțin populația speriată de posibilitatea infectării. Ori tu o dezbatere publică nu o faci între membrii și angajații instituțiilor în cauză. Trebuie să o faci cu cetățenii și acesta a fost motivul real pentru care domnul Matei a decis să conteste această desfășurare viciată, această consultare publică, tocmai din cauza că nu au participat cetățeni, au participat doar angajați ai unor instituții care vroiau să-și bifeze pe ordinea lui, pe opisul lor de activități, o activitate care, iată, se demonstrează că prin intervenția făcută, bine, ulterior retrasă a celor de la Cronochem, o activitate necesară chiar și în procesul de eliberare a unei autorizații de mediu. Acum, faptul că cei de la Cronochem au obținut sau nu autorizația de mediu... Scrie că au... Da, da. Bun, asta rămâne de demonstrat. Ceea ce îi bine... Îi că instanța a admis această cerere formulată de către domnul Nicolae Matei și că demersul continuă. Asta e în linii mari. Asta s-a întâmplat și de aceea s-a cerut anularea. Aș dori și eu să intervin puțin, să poate? Da, da. Referitor la acest proces. Acest proces, se pare că în noua, să zicem, gândire a Cronochem nu mai contează și nu-i afectează.
De ce? Pentru că, am explicat mai devreme, se pare că acea autorizație integrată de mediu, avizul integrat de mediu, ei deja l-au obținut. Avizul acela a fost obținut, asta urmează noi să demonstrăm, cu rezultatele acelui referendum. Deci rezultatele acelui referendum au fost folosite, de fapt, pentru a valida avizul de mediu al Cronochem. Asta este ideea. Acela a fost, de fapt, fals. Adică întrebările au fost puse, cum au fost puse, cum a spus dumneavoastră, în schimb, rezultatele au fost atașate acelui aviz și acelui chestionar de dezbatere publică de la Agenția de Mediu. Înțelegeți, de fapt, că a fost folosit ca fațadă referendumul, dar în spate rezultatele s-au fost pentru a da avizul de mediu pentru Cronochem, în baza dezbaterii publice care trebuia să facă ANM-ul împreună cu primăria. Deci, cumva, a fost o inducere în eroare și un fals făcut de primărie și noi asta vrem să demonstrăm, că dacă există și se pare că există la ora actuală avizul de mediu integrat, Cronochem l-a luat. Explicați-vă cum a luat Cronochem acest aviz de mediu, ei neexistă nicio dezbatere publică a ANM Sebeș în acest sens cu întrebări exacte despre situația Cronochem. Și în acest, singura explicație este că obținerea acestui aviz de mediu integrat a fost obținut în baza rezultatelor acelui referendum. Ceea ce e foarte grav că s-a întâmplat lucrul ăsta. Noi asta vrem să demonstrăm, că avizul luat a fost fals pentru că a fost obținut în baza unui referendum care nu a fost legat în niciun fel de Cronochem și nu a respectat dezbaterea publică. Și ceea ce înseamnă că aceasta făcut exact acolo de primărie, un mare fals. Pe scurt, înseamnă că această societate poate să poleze în continuare fără nici o problemă. Bine, asta este, mă refer pentru că e foarte grav, pentru că să minte populația în baza unui referendum pentru achiziția de nu știu ce aparate și cantitatea aerului și de fapt rezultatele să fie puse în dosarul cu avizul de mediu integrat, precum că a fost dezbatere publică și pe X și pe Y. Asta trebuie să lămurim, pentru că avizul se pare că a fost obținut de Cronochem, dar dezbaterea n-a fost decât aceasta cu referendumul. Deci e o mare grosolonie ce s-a întâmplat, o mare escrocherie. Și asta vrem noi să descoperim. Pentru asta trebuie să intrăm pe firul acesta logic și juridic, să vedem unde și cum a ajuns acea adresă de la ANM Sebeș la primărie, în ce dată și dacă a coincis cu data organizării referendumului. Pentru că dacă ei au menționat la dezbatere publică ziua referendumului din Sebeș, de fapt s-a vrut să obțină un rezultat în baza altceva care vorbea despre unui proces de referendum care vorbea despre altceva. Ceea ce e foarte grav. Asta vrem să lămurim noi. Înțelegeți, domnul Roncea? Eu înțeleg, dar bine, aici ați descoperit, eu recunosc. Nu cred că au făcut legătură cu referendumul. Există aviz luat acum la Cronochem? Eu am înțeles că și-a luat avizul integrat de mediu. Păi, dar nu referendum. Asta nu are legătură cu referendum. Păi nu are legătură cu referendumul. Eu am spus, dar aparent. Rezultatele referendumului au fost atașate la dosarul de obținere a avizului de mediu, întrucât a fost o dezbatere publică. Ei au considerat printr-un fals, de fapt, primăria, probabil, asta urma să descoperim, a fost trecut acel referendum ca fiind dezbatere publică pentru avizul integrat al Cronochem. Și noi nu știm în spate ce cârtii au făcut. Pentru că ei au luat niște formulare. Ce scriau pe acele formulare de vot? Ce scriau pe buletinul de vot? Ce scriau? Dacă acolo se întreba, la vot se întreba dacă se dorește achiziția unui aparat. Așa. De monitorizare. Okay. De monitorizare. Ceea ce a fost în 2007. Păi stați puțin, n-are logică. Eu primăria ca să fie populația să achiziționeze un aparat de monitorizare. Domnul Silviu. Primăria alia oricum până să mă întrebe. Domnul secretar, se face o confuzie. Nu, aici nu discutăm de referendum. Referendum a fost în 2017. Nu, acesta de curând, de anul ăsta. De anul acesta. Nu a fost referendum, a fost dezbatere publică.
A fost dezbatere publică. Și care a fost subiectul dezbaterii publice? Calitatea aerului pe raza municipiului Sebeș. În ce dată a fost? În martie? În 9 martie, corect. În 9 martie. Tot în martie, APM-ul, ANM-ul a trimis la primărie pentru o dezbatere publică pentru Cononochem în vederea avizului integrat de mediu. Trebuie văzut, pentru că a existat vreo dezbatere cu subiectul Cononochem? Nu. Acum, de ce n-a existat acest? Pentru că ei și-au luat probabil avizul, e de cât am înțeles, și-au luat avizul integrat de mediu și l-au obținut. Adică dezbaterea înseamnă că a avut loc. Și atunci n-avea pus să aibă loc. În acest context, adică acea dezbatere a fost considerată ca fiind dezbatere pentru Cononochem. Categoric, dar ei au recunoscut pe jumătate în presa locală, pentru că au folosit, deci ei au făcut un comunicat, cei de la primărie, și au dat în toată presa locală și județeană următoarea sintagmă. La o întâlnire consultativă, având ca temă calitatea aerului, virgulă, parte integrantă a strategiei de mediu a municipiului Sebeș. Clar că strategia de mediu a municipiului Sebeș include și eliberarea de autorizații pentru poluanți, pentru fabricile poluatoare. Dar ei nu au spus cu subiect și predicat că este vorba despre o autorizație de mediu. Chestia asta a intuit-o și a făcut parte din intuiția domnului Matei. Băi, cum se face chestia asta? Deci ei au spus parte integrantă a strategiei de mediu. Da, deci înseamnă că au folosit acea dezbatere ca și suport pentru avizul lor. Adică au considerat că a fost, deci a fost o dezinformare, pentru că această dezbatere publică înseamnă că se expune inclusiv că a fost o dezinformare prin omisiune. Da, deci ea n-a fost o dezbatere la modul general, este cum am vorbit noi acum despre avioane, la modul general. A fost de fapt un simulacru, de fapt. Care trece deasupra, de exemplu vorbim despre avioane în general. Aici, deci nu merge, nu la modul ăsta să faci o dezbatere publică. Aia n-a fost o dezbatere categoric. Publică. Și a fost o dezbatere publică, deci la o dezbatere publică nu participă doar angajații instituțiilor, participă societatea civilă. Ori societatea civilă a fost infimă. Inexistentă, exact. Deci am înțeles. Au fost 100 de persoane la această dezbatere, dintre care se poate vedea și pe video, cu aproximație 40 angajați ai UAT-ului, ai primăriei Sebeș, vreo 10 angajați ai gărzii de mediu, vreo 10 angajați ai DSP-ului, și de la angajați de ai casei de cultură și două ONG-uri legate umbilicare, adică care sub din bugetul local. Adică au fost ei de ei, pentru că oamenii s-au speriat. Există registrările de aceste dezbateri? Da, există. Da. Acele registrări că nu s-a discutat despre Cronochem și poluarea cu formaldehidă? Ba da, s-a discutat la modul laudativ, pentru că reprezentanții instituțiilor băteau șaua să priceapă calul că, de fapt, poluatorul și-a modernizat filtrele. Și asta era foarte suspect. Ori noi ne uitam pe live la această dezbatere, ne-a picat fața când am văzut cum se pune problema. Și nimeni din sală nu a reacționat, deoarece nu era cine să reacționeze. Și ca urmare s-a cerut anularea acelei dezbateri pe motiv de viciu, de pompieristică și așa mai departe. Acum mi este mai clar ce s-a întâmplat, mi este clar, și atunci pe această acțiune care este deja în instanță, e obligatoriu să o câștigăm pentru ca să anuleze acea dezbatere. Și anulându-se acea dezbatere a primăriei, inclusiv merge mai departe pe fir la autorizația pe care a luat-o Cronochem-ul. Categoric. Ăsta e și motivul pentru care cei de la Cronochem au înaintat o cerere de intervenient. După care a doua zi au retras-o. Dar noi ne vedem mai departe, adică procesul a trebuit câștigat ca să putem să mergem mai departe. Categoric, exact. Da. Trebuie și avocați pe măsură, pentru că nimeni din zonă, nimeni, repet, am încercat această acțiune să avem sprijinul anumitor avocați din zonă. Nimeni nu vrea să se implice în așa ceva. Deci,
sunt atât de multe fabrici legate umbilical de această industrie de exploatare a lemnului, încât probabil avocații știu, bă, te bagi contra vântului, faci pe tine, știi, ceva de genul. Da. Colegul nostru, Eugen Trif din Germania, dar care e născut în zona aceea, întreabă, se adresează domnului Nicolae Matei, să ne povestească sau să ne sau să se intereseze și de exploatările de nisip de pe malul Mureșului. Sunt multe, multe și a rămas prăpăd, dacă știți ceva să comentați. Da, domnul Matei, momentan nu ai ieșit până afară, că noi suntem la sediul partidului, vin oameni și îi scoatem afară acum, că scuze. Sunt da, într-adevăr da. Exploatări pe malul Mureșului și așa de minerare. Sunt exploatări care, din care se scot mult pietri și nisip în aceste zile, dat fiind faptul că există un necesar foarte mare la autostradă, la tronsonul de lângă Alba Iulia. Deci ele se exploatează la ora actuală și se exploatează, bineînțeles, într-un mod abuziv. Adică, da, nu poți să mergi pe 100 de direcții. Totuși, vă gândiți la bătălie politică și probabil vreți să luați locul actualei administrații locale, nu? Și va trebui să vă preocupe toate problemele comunității și nu doar cele de mediu. Eu știu, dar vârful de sabie e acest proces acum, dacă deci nici la acest proces nu avem suport juridic pe măsură. Pentru că exact. Toți se feresc. Adică le este frică. Ei dau sfaturi, pentru că așa citiți legea cu tare, e foarte greu să te bați cu o armată. Deci la cei de la Cronochem a venit o firmă, Zanfirescu, Racoții, Vasile și partenerii de la București. Adică da. Tu nu poți veni un novice fără un avocat bun în spate să ți-i pierd unei case de avocaturi. Acesta este practica multinaționalelor care amenință și vin cu case de avocații practicate și în afară și peste tot ca să oprească orice, să zicem, contestație, vine peste tine cu case de avocați cu care sunt foarte puternici, mai vin și cu pretenții financiare și atunci pun la pământ. Deci o practică a multinaționalelor la nivel mondial. Așa fac, inclusiv pe partea de Monsanto, dacă ați auzit, și pe agricultură. Da, în și Pioneer tot așa fac, dau semințe și până la urmă de porumb și de grâu principal și numai ei sunt singurii. Monsanto au ajuns să fie singurii din Europa în general, că acum să și la nivel de Uniunea Europeană se discută despre firmele și multinaționalele care pun monopol pe anumite, să zicem, producții de anumite, cum este în agricultură, sau se cheamă monopol și există monopolul acesta și în multe domenii, nu numai în agricultură, sunt asociații, s-au asociat între ei. Este o întreagă piață. În general, ei vor să controleze cumva și politic, cumva lumea, să și vede în spate, în America, în Trump. Controlează deja. Și e asta, sperie lumea cu avocații. Pe noi ne sperie guvernul cu COVID-ul, ei sperie cu avocații. Categoric, da. Nu sunt nici eu, nici domnul Matei, nu suntem oameni care să ne speriem. Deci aici nu e vorba de a ne speria, e vorba de raportul de forțe juridice, pentru că un judecător judecă dovezile, ori dacă tu încerci să vii cu presupuneri și așa, nici nu te bagă în seamă. Cert e că dovada pe care invocată în această cerere de anulare a fost admisă de tribunal, un lucru, cum să zic, o primă victorie, dar lucrurile trebuie să continue înspre plus și categoric vom cere acea autorizație. Orice autorizație de mediu are nevoie, conform legii, de o dezbatere publică și nu e foarte greu de demonstrat că dânsii nu au făcut o altă dezbatere în perioada respectivă. Deci, într-un mod evident, intuitiv, ei s-au folosit de această dezbatere și mai mult decât atât și-au dat cu muci în fasole, să zic așa, cerând
ieri, alaltă ieri au cerut să fie intervenienți, astăzi s-au retras din proces, și-au dat seama că și-au dat singur cu dreptul în stângul. Da, procesul în ce fază e? Eu credeam că dacă v-au admis cererea, înseamnă că s-au și pronunțat, dar ei abia au admis-o spre examinare. Corect. Și când e următoarea ședință? 16 iunie. A, aveți o lună timp să... Dar avem o lună, dar cererea aceea, să știți că trebuie... Cererea aceea trebuie venit cu una completatoare, pentru că nu e... Mai trebuie formulat la ea. Mi-a zis și avocatul nostru, o să încercăm și noi să ajutăm la reformularea cererii. Trebuie precizată și reformulată mai bine. Pentru că este... Categoric, de asta și avem nevoie de sprijinul unui avocat care să vină să... Adică să vină, domne, să formuleze și să semneze prin avocat. Sfaturi, deci sfaturi am primit nenumărate, dar niciunul, repet, niciun avocat nu a avut cohones pe românește să vină să zică, da, domne, eu mă semnez aici în intervenția asta, în instanță. Comentează colegul nostru... Noi citim legi și articole de legi care noi le citim cu mare drag, dar nu, nefiind de profesie, una e să citești, una e să interpretezi litera și spiritul legii. Nu-i chiar simplu. Eugen Trif din Germania comentează, pe avocație interesează doar banii, ei nu mai caută să facă o carieră pe un caz ca acesta. Eu sper că sunt și avocați profesioniști și care au nevoie de imagine bună și care pot să-și o facă cu un astfel de caz dacă vor să se adreseze, să se alieze, în mod sigur, dacă văd video-ul ăsta, ne pot găsi verzii.ro. Sunt și excepții. Excepțiile sunt rare. Și ne-a contactat un avocat din Sebeș, de la organizația noastră, din Caraș. O să vorbesc mâine cu el despre cazul ăsta. Singurul de apelul pe care l-am făcut pe grup până acum, o singură persoană, avocat, a sunat și a spus că sprijină. Deci cam asta este interesul avocaților noștri pe care îi avem în grup, dacă îi avem, față de această cauză. Și tind să cred că contează mai mult partea financiară la avocați decât partea aceasta de a lucra pentru comunitate și să-ți facă o carieră, din păcate. Da, domnul Silviu și colegii care ascultă, credeți-mă că ne confruntăm cu o problemă foarte ciudată. Această companie nu că joacă milioane, zeci de milioane, joacă sute de milioane. Nu știu dacă ceea ce am pățit acum vis-a-vis de, așa zis, prieteni, amici, avocați, juriști, ceea ce a spus Radu este perfect adevărat. Prieteni la cataramă cu noi, dar și zice, nu te supăra, dar nu-mi pun semnătura. Deci ideea este că au o teamă, au o frică sau nu, sunt cumpărați unii dintre ei. Da, asta e adevărul. Totuși, cum spune și colegul nostru Trif din Germania, în cazul Roșia Montană s-a procedat la fel, cu mulți bani, cu firme de avocatură, dar o mână de oameni entuziaști au reușit să se împotrivească și să oprească deocamdată proiectul acela. S-ar putea într-o bună zi să avem și o decizie de Tribunal Internațional care să stabilească dacă suntem sau nu obligați să facem hatârul investitorilor celora canadieni. Bine, deci și aici... Discuția de Gold Corporation de Roșia Montană. Așa. Deci uite-te la noi doi, suntem singuri. Haide să vă povestesc ceva, că nu mai am niciun minut. M-a sunat ieri, era pe holul tribunalului, am fost chemat la ora 9. S-a amânat până și m-a pus, am fost pe ultimul. Din prima am ajuns ultima speță, ultimul dosar. Și m-a sunat nașima pe la 11 și ceva, 12. Ce faci? Gândiți-vă că eram singur pe holul tribunalului. Un sentiment foarte ciudat când mă lupt pentru aerul comunității. Apropo de Gold Corporation. Toată lumea vrea bani, toată lumea vrea nu știu ce. Eu o fac, am făcut-o, s-o voi face, că așa simt eu. Suntem noi și cred că și dumneavoastră la fel. Credem, avem un crez, avem o coloană vertebrală, dar să știți, este foarte trist, avocații se retrag când aud de aceste structuri de tip mafiot. Nu, inclusiv pe orice, oriunde ies, ăstea sunt din punctul meu de vedere. De asta zic, și
foarte, foarte mult și mă bucur și am văzut reacția celor din Italia, am văzut reacția celor din Anglia, din Scandinavia, foarte mult ne poate ajuta diaspora. Spre surprinderea mea, cei din Sebeș, cei direct afectați, nu sunt implicați. Și am mai sesizat ceva. Astăzi m-am oprit cu două persoane la o diferență de vreo 3 ore. Foarte bine faci, Michi, îmi spune mie. Foarte bine faci, Michi. Dă-le în gură, nu știu. Bă, dar de ce nu dai un like? Păi știi că nevastă mea lucrează acolo. La celălalt lucra fiul său în sistemul bugetar. Le era frică că îi dă afară pentru un like. Deci acolo s-a ajuns. Că nu găseam explicația, domnule, dar oamenii ăștia care sunt direct interesați, care e problema? Și dacă o să învingeți în bătălie asta, o să apară după aceea foarte mulți prieteni și care o să zică: da, am fost tot timpul alături de dumneavoastră și v-am susținut. Iar dacă o să pierdeți, o să-i găsiți pe partea cealaltă a baricadei. Pe mine? Eu mă luptam cu ei și unii alții se duc și fac, inventează un eveniment, un protest, o vrăjeală, ce au făcut aia săptămâna trecută, unii alții. Eu nu le dau numele că nu vreau să le fac reclamă. Știți la ce mă refer? Totuși, indiferent dacă reușiți sau nu, asta va fi o experiență utilă pentru dumneavoastră ca să vedeți cum funcționează birocrația și treburile. Nu, că eu știu cum funcționează, că am o vârstă. Dragul meu, am o vârstă, știu cum funcționează. Tocmai din cauza asta am intrat în primul partid la peste o jumătate de secol de viață. E primul partid în care am intrat. Nu o să mai intru în altul, că e clar. Totuși, trebuie să admiteți că s-a schimbat cadrul legal. Eu mă trag și din an de silvicultor, deci sunt verde de când mă știu de mic. Ar trebui să recunoașteți că s-a schimbat cadrul legal și comportamentul instituțiilor de atunci, de când ziceți noastră că erați mai tânăr, mai de vârsta mea. Acum, deci, trebuie să vedem cum ne putem descurca cu normele actuale. Dar nu cadrul legal. Nu cadrul legal s-a schimbat. S-au schimbat, oamenii nu mai au curaj, li frică de umbra lor. Dacă la un avocat îi frică să da, vină mult să curaj aveau pe o timpul cauză adevărată, că nu s-a pus problema că pe gratis. Da? Probabil cu mult mai puțin bani decât oferă alții, concurența. Nu păi da, eu mă pot bate cu Cronoșpanul care plătesc 10 sute de mii de euro în case de avocatură? Deci vine în Sebeș case de avocatură din București. Poftim. Nu. Și apropo de, nu s-au schimbat nici legile, nu s-au schimbat parlamentarii ăștia, că aici vin și sunt de acord cu domnul președinte și domnul Silviu, domnul secretar, parlament, trebuie să ajungem în parlament, pentru că acolo s-au făcut jonglerile, au făcut virgule, punct și virgulă, acolate, care le permite lor să jongleze și la nivel național și la nivel local. Administrațiile au, s-a creat o caracatiță. Poate vom reuși să intre 1, 2, 7, 9 și să schimbăm ceva. Eu cred că până închid ochii, poate reușesc pentru fiul meu, pentru nepoată mea, pentru voi, să facem ceva cu adevărat. Colegul nostru Ion Bâtcă zice: pentru avocați banii vor învinge frica. Păi acum cine întrecem care are bani mai mult să câștige în procesul ăsta? Și tot el zice: încă suntem prea mici pentru așa probleme mari. Păi cum vrem să ajungem în parlament dacă la nivel de municipiu Sebeș ne declarăm învinși de problemele prea mari? Bun, banii, este adevărat, banii împing frica, dar nu în totalitate. Și știți ce? Nu numai frica. Că le dai bani, învinge frica și pe urmă te trădează. Că altul îi dă mai mulți bani. Dar aici, stați un pic, că eu văd, deci, noi ne deci, nu știu, probabil cei care comentează n-au înțeles, noi nu ne-am plâns că dacă voi vă plângeți că nu o să reușiți. Deci, în primul rând, e o reușită și un exemplu pentru toți când se sesizează o problemă să se ducă în instanță. Da? Deci nu pe Facebook sau pe internet. Du-te în instanță, indiferent că câștigi sau nu câștigi, tu de fapt ai câștigat prin atitudinea luată. Și ăsta e singurul mod de a putea să-i controlăm pe cei care ne birjăresc și care ne conduc prin atitudine, prin faptul că le arătăm: nu mi-e frică să te dau în judecată, nu mi-e frică să-și cer anularea unui act juridic, nu mi-e frică să îți fac chiar și o plângere la DNA. Despre asta e vorba, despre atitudine. Faptul că avocații nu vin în a ne sprijini, aia e pierderea lor, nici de cum
acum a filialei Alba și a domnului Matei sau a noastră. Clar, da, o să fim învinși într-o bătălie, aia nu înseamnă că nu mergem mai departe. Atitudinea asta e, nu legile. Într-adevăr, legile au ele virgule sau așa, dar e atitudinea și interpretarea unora. Aici nu vorbim, de o acțiune spre a fi luată de exemplu. Că vor veni avocați să ne sprijine bine, nu vor veni iarăși bine. Să facă toți la fel, și nu mă refer la toți din Partidul Verde sau așa, toți să iei atitudine. Prin atitudine controlez. E singurul lucru care ne-a mai rămas. Dacă și ăsta îl refuzăm, suntem demn de dispariția neamului, care bate la ușă. Tot colegul nostru Bâtcă observă că dacă veți fi învinși în procesul ăsta, această înfrângere îi va descuraja pe alții să se implice, să ia atitudine. Pe de altă parte, vai de activistul sau de cetățeanul care se lasă speriat de înfrângerea altcuiva sau de prima lui înfrângere sau a ei, dacă e vorba de activiste. Eu îndemn pe toată lumea să-și ia soarta în mâini, să meargă până inclusiv la CEDO. Pentru că deci, legile s-ar putea să fie de dreapta. Înainte. Deci nu cedem. Stimați domnule, vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Observ că alte comentarii nu mai sunt. Și nici întrebări. De aceea mă gândesc să vă propun să închidem emisiunea și eventual să revenim pe la mijloc de iunie, când ziceți că mai aveți ședință de judecată sau când veți mai avea noutăți. Da, vă mulțumim pentru invitație și mult curaj, cu atitudine înainte. Trăiască nația, cum zicea Eminescu. Da, dar mă tem că s-au schimbat vremurile și acum trebuie să trăiască și cei de pe lângă nație, trăiască și mediul, nu? Trăiască și animalele. S-au schimbat vremurile de pe timpul lui Eminescu, acum verzii și din România și cei europeni apără mai multe valori decât doar nația, nu? Da, și verde este viitor. De acord, haideți să-l înverzim și să nu ne temem și de alte culori, după cum vedeți chiar aici în colț avem sigla noastră a verzilor care e și galbenă, nu? Sau avem și așa culori care sunt tot ale noastre, fac parte din curcubeul național. Mulțumesc foarte mult pentru participare în fiecare seară de luni, miercuri și vineri. Avem astfel de emisiuni, s-ar putea și mâine seară, pentru că avem niște invitați de la Sibiu care astăzi sunt ocupați, vom mai avea o emisiune. Mulțumesc foarte mult, a participat domnul Nicolae Matei și... La revedere! Da, și domnul Roncea, ambii de la Sebeș. Seară bună, la revedere!